Bine v-am regăsit, sunt Ecaterina Petrache și vă propun ca în fiecare săptămână să ne întâlnim într-o emisiune pe teme medicale. Minutele următoare le vom acorda copiilor și asta pentru că cel puțin în acest weekend am primit telefoane legate de faptul că ar trebui mai mulți medici la pediatrie, pentru că sunt foarte mulți copii cu probleme. Din datele mele, acest lucru se întâmplă în fiecare zi, doar că lucrurile sunt așa cum sunt și nu poți chema peste noapte 2-3 medici de undeva de acasă, astfel încât să nu se mai aștepte. Tocmai de aceea mi-am propus să discutăm despre afecțiunile, le-aș putea numi cumva de primăvară, pentru că înțeleg că în general vorbim de viroze, de ceva gripe, și discutăm toate acestea cu doamna dr. Anca Miu, medic primar, chirurg, ortopedie pediatrică, de altfel și directorul Spitalului de Pediatrie din Ploiești. Mulțumesc că ați dat curs invitației, bun venit în studio! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Haideți să începem cu această aglomerație din ultima perioadă. Și noi am vorbit zilele trecute despre ce se întâmplă, tocmai pentru că părinții, înțeleg că unii sună și pe la poliție, da, disperați că al lor copil are o problemă și că, evident, toți ar vrea să fie consultați primi. Sunt zeci de copii aduși la urgență în fiecare zi. Poate sâmbăta și duminica ceva mai mult. Sută. Peste 100. 100, 120, 140, în funcție de zile. O zi bună este o zi cu 100 de prezentări. Problema cea mai mare pe care o reclamă părinții este timpul de așteptare. Timpul de așteptare este datorat afluenței pacienților. Cât poate să aștepte cel mai mult un părinte? 4 ore. Da. Dar acel copil nu are o afecțiune acută. Are o afecțiune curentă, să zicem o parazitoză intestinală, care poate fi tratată ușor la medicul de familie sau la medicul specialist din policlinică. Din păcate, sistemul nostru nu este un sistem foarte prietenos cu pacientul, adică omul nu știe ce să facă. Problema lui este că... În sensul că... Toți consideră că... Mie, de exemplu, spunea doamna care m-a sunat duminică, domnule, copilul meu are febră și doar a venit, s-a uitat la el, dar n-am intrat cu el să-l vadă un medic, l-a văzut cineva, probabil un asistent medical. La intrarea în spital, dar se face febra triaj. Asta se pare că sperie foarte mult, da, adică are febră, e foarte grav. Eu știam că febra este... de apărare exact, al organismului. Dacă nu facem febră, înseamnă că avem imunodepresie. Este ceva foarte grav. Mai grav este să fii bolnav, deci afebril. Deci n-ar trebui să sperie, ca să fie foarte febra, clar. Din o febră moderată nu ar trebui să sperie. Într-adevăr, o febră peste 39-40 la un copil mare și o febră peste 38,5-38,8 la un sugar este un motiv de îngrijorare și, într-adevăr, pentru aceasta trebuie să se prezinte la spital. Dar o febră de 38 de grade la un băiat de 15 ani, bine hrănit, normal, nu trebuie să ne sperie absolut deloc. În cazurile acestea trebuie să luăm un antitermic acasă, pe care l-am mai luat, recomandat de medicul pediatru, de medicul de familie, și dacă nu reușim să scădem febra, atunci să ne adresăm medicului. În primul rând ar trebui să ne adresăm medicilor de familie. Se întâmplă asta, doamna Miu? Să meargă la medicul de familie? Pentru că la adulți știu că cei mai mulți pun mâna pe telefon, urgență, spitalul județean. Din păcate, lumea și-a cam pierdut răbdarea cu medicii de familie și nu înțeleg de ce. Bine, a fost și perioada asta nefastă pentru toată lumea, ne-a marcat, suntem oricum, cred că jumătate, 80% din populație suferă de afecțiuni psihice, datorate acestei pandemii, care ne-a... Statul acasă, stresul. Stresul. Plus, nu mai grija, socializăm. Teama. Suntem, nu mai funcționăm social. Suntem un pic dezaxați. Toți, cu toții suntem așa. Și eu mi-asum ce spun. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, chiar foarte adevărat, dar pe de altă parte, dacă ne amintim și ne amintim foarte bine, că este o veche meteahna noastră. De la cel mai
îngrijorător, să zicem, aspect legat de sănătatea noastră. Cei mai mulți consideră că drumul până la județean rezolvă mai repede problema, de unde și aglomerația. Destul de puțini sunt cei care trec pe la medicul de familie, iar de acolo cu trimitere la un specialist. Nu, fiind calea cea mai scurtă la județean, asta am învățat-o, da. Și foarte mulți au plus că, profitat legislația de acest lucru. Permite ca, adresându-te într-un unui serviciu de urgență, să fii examinat, deci este obligatoriu să fie examinat când ajungi la urgență, să ți se facă analize, să ți se dea un diagnostic și un tratament. Tratamentul acesta este tratamentul simptomelor de urgență, acute. Nu poți să-ți depistezi o boală, dar faci un minim de analize, pe când medicul de familie nu cred că are posibilitatea să facă toate aceste investigații. Deși dumnealor au cea mai mare experiență în tratarea afecțiunilor intercurente, respiratorii digestive, este mai greu, mai greu să diagnosticheze la nivel de cabinet. Am foarte mulți colegi care se luptă cu pacienții, colegi medici de familie, da, ca să vină întâi la dumnealor. Sunt și foarte puțini medici de familie și majoritatea au o anumită vârstă și e foarte greu. Deci în câțiva ani de zile ne vom confrunta cu o lipsă acută a medicilor de familie. Ceea ce este foarte grav, pentru că această lipsă acută a unei categorii specializate de medici se adaugă celei deja existente, deficit de anumite specializări, da, în spitale, inclusiv municipale, dar mai ales la spitalul de urgență. Haideți să ne întoarcem, bănuiesc că ar trebui să se întâmple ceva. Vreau să ne întoarcem însă să vorbim despre ce anume afecțiuni sunt cele care aduc în urgență copiii. Vorbim de viroze, vorbim de, să zicem, acele afecțiuni pe care le-am întâlnit și înainte. Răceli ușoare sau mai grave, gripă sau... Gripă, boli diareice. Deci sunt bolile contagioase. Copilul este cea mai bună sursă de microbi, de virusuri, de microbi, pentru că copilul este o persoană sociabilă. Nu este ca adultul care se distanțează. Copilul se joacă cu alt copil, mănâncă după alt copil. Interacționează nu așa ca e altfel decât noi, nu judecă. Deci el se joacă și în felul acesta ia mai ușor boli infectocontagioase. Care sunt cele mai frecvente? În ultima vreme la noi, din ce am observat, contrar sezonului, au fost bolile diareice. De ce? Bănuiesc că s-a dat drumul la grădinițe și școli și copiii au început să se întâlnească, n-au mai făcut online, ceea ce este foarte bine, dar ne-am întors exact la perioada de dinainte de COVID. Deci aceleași boli... Adică nu e nimic nou sub soare. Nimic nou sub soare. În această perioadă și în anii anterior aveam o astfel de situație, deci n-ar trebui ca părintele să fie îngrijorat, că mai știu și eu ce explozie de... Nu este nicio boală nouă. Boala nouă a fost COVID și încă mai este, dar este acum în scădere, deci nu mai sunt atât de multe prezentări cu COVID. Noi facem testarea absolută a tuturor copiilor. Au fost mulți copii, să zicem, față de alte zone? Să știți că cu varianta Omicron au fost mulți. Au fost foarte mulți. Deci au fost gărzi printre colegele mele în care procentul de pozitivare a fost de 80%. Acum merge spre 15-20%, ceea ce este foarte bine. Cazuri n-au fost grave, au fost cazuri ușoare sau medii. Cele care au fost medii au fost internate, dar nu au necesitat nici intubație. Vorbesc despre spitalul nostru, nu despre alte spitale de copii. Dar au avut nevoie de suport cel puțin simptomatic, deci au trebuit care să se sunt simptomele? Cum diferențiem acest Omicron de, eu știu, de o gripă obișnuită sau răceală obișnuită? Prin testare.
Ca simptom, da. Spun. Părintele poate să facă această diferență sau trăiește cu frica mare și copilul meu? Nu, doar în context epidemiologic, dacă a mai avut copii bolnăviori, că în rest poate să aibă și simptome respiratorii, și simptome digestive, adică o gripă urâtă, deci am văzut gripe foarte urâte care au dus la insuficiență respiratorie, care au dus la pneumonii, pleurezii, au fost copii puși pe suport respirator și este de asemenea foarte grav, adică nu trebuie să fie COVID ca un virus să dea o boală, o formă de boală foarte gravă. COVID, în schimb, afectează și partea digestivă și au avut foarte mulți boală diareică acută cu deshidratare. Și mai urât au fost sindromele post-inflamatorii, sindromele inflamatorii post-COVID, când la o distanță de câteva luni după ce copilașul a fost bolnav, a dezvoltat un sindrom inflamator foarte urât, adică a afectat toate organele. Da. Din senin și diagnosticarea fiind o boală nouă, este un pic mai greoaie, adică până când îți dai seama de ce îi cedează ficatul, rinichiu. Cedează? Sau sunt afectate? Sunt afectate. Inflamate? Cum, care sunt simptomele pe care le vezi la copil? Lucrul cu copilul mie mi se pare extrem de greu. Dacă un adult poate să spună ce te doare și ce îl doare și așa mai departe, la copil e altceva. Și nu prea aș vrea să-mi dau eu cu părerea, pentru că eu sunt chirurg, nu este specialitatea mea, trăind alături de colegii mei pediatri și anesteziști. Bineînțeles că observ și eu, dar nu pot să vă spun niște simptome clare. Sunt copii bolnavi cu insuficiență hepatică, cu insuficiență respiratorie, cu probleme renale. Evită din senin. La câteva luni după ce au făcut COVID. Da. Situația însă este de natură să alarmeze părintele sau poate fi gestionată? Aceasta nu poate fi gestionată acasă. Nu acasă? Nu, asta în niciun caz. Pentru că evoluția este foarte improbabilă. Deci nu știe un medic care, infecționist, cum poate evolua un pacient cu COVID. Dar un părinte care nu este de specialitate, nu. În cazurile acestea, prezentarea la spital este obligatorie. Am avut, doamna Miu, situații am avut. Acest gen la copii de câteva luni, mititei, de un an, de doi? La cei mititei, da. Am și transferat în București, că au fost, cred că, doi copii care au necesitat și dializă. Ei au avut o formă mai gravă de COVID? A trebuit neobservat. Deci nu există nicio legătură. Noi ne-am dat seama doar dozând anticorpii. Că se întâmplă ceva. Da. Deci nu există nicio legătură între gravitatea inițială a acestei afecțiuni absolut și manifestarea după câteva luni. Variantele precedente de COVID nu au afectat prea mult copiii, adică noi nu am avut multe prezentări. Acum cu Omicron am avut foarte multe prezentări, dar nici cu Delta, nici cu variantele inițiale noi nu am avut foarte mulți copii cu COVID. Celelalte variante au avut o astfel de continuitate, să spunem, adică în timp copilul să aibă o problemă de sănătate pe care dumneavoastră s-o corelați cumva cu prezența acestui COVID anterior? Sau doar la Omicron este întâmplă asta? Omicronul dă o formă de boală mai ușoară. Da, dar nu. După câteva sindromul boală inflamator post-COVID au fost după Delta. După Delta, da, nu după Omicron. Nu după Omicron. Okay. Atunci înțelegem. Acum v-am zis, nu este specialitatea extra. Mea. Și nu-mi place să vorbesc. Este doar o observație clinică pe care, mă rog, întâmplător accidental, este bine să o discutăm, pentru ca părinții să fie în cunoștință de cauză și să ajungă la specialist, pentru că, din păcate, vorbim de ani de zile, poate de când internetul ne furnizează destul de multe informații, dar cu siguranță eu cred că exista un precedent în care auzeam de la o vecină și medicația asta că ne pricepem noi, deși nu avem nicio legătură cei mai mulți dintre noi cu această meserie, o practicăm. Și poate că dacă ești adult și ei tu, este fix treaba ta, dar o astfel de abordare la copil cred că este totalmente greșită. Da. Și tocmai de aceea v-aș ruga să-mi spuneți
în astfel de situații, de fapt în situația copilului de care spuneam, din păcate este greu de lucrat cu el, pentru că nu știe să spună, cel puțin cei mici, ce-l doare, ce simte și așa mai departe. Cum ar trebui să se comporte părintele? La febră am înțeles ce se întâmplă și o poate gestiona. Administrăm deci, un clar, antitermic nu acasă, trebuie să te sperie pe care ni l-a mai recomandat un medic. Da. Toți copiii au fost odată în viață la medic și încercăm un pachetare. Adică punem șosețele cu apă rece, punem cârpe ude pe membre, pe extremități în principiu, nu pe corp, că o suportă foarte greu, dar dacă punem pe extremități, putem să scadem o febră ca să putem ajunge la spital. Deci cu o febră mare trebuie mers la spital. Deci nu scădem această febră ca să rămână acasă, nu? Nu, nu, ci nu, ca să ne ajungă la spital. Nu există convulsii febrile și nu vrem să facă copilașul o convulsie febrilă. Asta e. Deci antitermic trebuie să administrăm, dar numai cum a fost administrat înainte de medicul, de familie, altceva, pediatru. Dacă nu ne recomandă medicul. Nu, ci putem să-l hidratăm. Deci trebuie până ajungem la spital, hidratăm, dăm ceiuț, ce-i place lui, apă, limonada mai puțin, că nu prea este ușor de... În această perioadă în care teama de acest COVID a ținut și încă sunt persoane care stau în casă de foarte mult timp, ați avut cazuri în care părinții s-au temut pentru copil, pentru viața lui, pentru a nu se îmbolnăvi și așa mai departe, care au ezitat să ajungă cu pruncul la spital să fie tratat și au încercat să gestioneze acasă situația și au ajuns evident la dumneavoastră într-o fază în care lucrurile erau destul au fost, de evoluate. Au fost, pentru că teama de a te îmbolnăvi de COVID în spital există și în ziua de astăzi. Și există și la copii. Și există și la copii. Și nu pot să nu spun că au existat și situații în care au mers, să zicem, copil, adult, nu contează, la spital și în două zile s-a pozitivat. Aici se pune întrebarea. A venit dinainte? Sau a venit de acasă? Da. Și care e răspunsul? Perioada de incubație fiind cam de 5 zile, probabil era deja infectat. Dar în momentul în care a fost testat, nu era pozitiv. Sau se poate... Am pățit și eu, mă rog, cu o rudă, să se îmbolnăvească în spital. Dar fiind o boală foarte gravă, COVID-ul, ne-COVID-ul, trebuie să-ți tratezi boala gravă. Ce s-a întâmplat cu acei copii care au fost ținuți mai mult timp și cumva părintele a încercat să-i dea el un tratament astfel încât de frica acestui COVID nu l-a dus la spital? Au necesitat o ospitalizare de mai lungă durată. Asta este problema. Ce recomandați pentru cei care mai au în continuare această teamă? Astfel încât să nu riște sănătatea copilului sau viața lui. Eu vă spun cum aș face lui. Eu. Ce aș face dumneavoastră face până eu? La urmă, doamnă? Deci, în primul rând, m-aș duce la medicul de familie. M-aș sfătui cu dumnealui. Deci, relația dintre pacient și medicul de familie trebuie să fie ca într-o familie. Deci eu trebuie să am încredere maximă în medicul meu de familie. Cu medicul de familie stabilesc conduita terapeutică. Dacă dumnealui spune, îți dau bilet pentru pediatru în policlinică, mă duc la pediatru în policlinică. Spitalul de copii are ambulatoriu de specialitate în care există doi medici pediatri unde se pot adresa copiii. Acolo, medicul pediatru îl evaluează și dacă medicul pediatru de acolo consideră că este de internat, îl trimite spre internare. Acolo sunt medici specialiști pediatri care au aceeași pregătire ca și medicii pediatri din spital. Și chiar aveți medici foarte buni. Da. Deci eu așa-și face. Da, dar tot înseamnă să ajungă la spital. Dar un prim pas este bine că îl fac atunci când se adresează medicului de familie. Măcar telefonic. Eu știu că există obligația ca asiguratul să aibă numărul de telefon la care își poate găsi medicul de familie. Aș vorbi, m-aș sfătui. Comunicarea este o boală pe care noi nu mai avem. Gata. Nu mai vorbim. Din păcate. Da. Pentru că am discutat și despre faptul că e adevărat că sunt mulți copii cu probleme, pentru că este perioada, este sezonul, dar există și un deficit de personal. Cum ar putea, sau
cât personal v-ar mai trebui, astfel încât acest spital de pediatrie, care este solicitat sau chiar supra-solicitat, să funcționeze cumva la parametrii optimi? Optimi nu va funcționa niciodată, pentru că nu avem spațiu, dar decent. Noi, în momentul de față, avem 8 medici la camera de compartimentul de primiri urgențe. Că acolo este, mă rog, o problemă, că acolo există timp de așteptare. Ca să se funcționeze în ture cu câte 2 medici pe noapte, că noaptea sunt probleme mai mari, ar trebui să avem un minimum de 12 medici. Deci ne-ar mai trebui 4 medici ca să funcționăm decent. Ați avut vreodată 12? Niciodată. Eu sunt în spitalul de pediatrie de 20 de ani și am fost director medical din 2014. În 2014 am început cu 2 medici la compartimentul de primiri urgențe. 2 medici pediatri. Da. Treptat ne-am înmulțit, așa, încetul cu încetul, pași mici. Problema cea mai mare este că medicii pediatri nu sunt foarte mulți și sunt foarte solicitați. Nu sunt pentru că nu se îndreaptă nimeni către pediatrie? Se îndreaptă foarte mulți copii, eu le zic copii pentru că sunt că mamă de un asemenea copil. Dar și după ce termină, se orientează către altceva, de exemplu, așa cum se întâmplă la alte, la medicină, dar omul, nu știu, face o specializare. Pediatria se alege printre primele la rezidențiat. Deci, după ce se termină facultatea... Nu sunt mulți care merg? Ba da, merg. Și atunci unde se pierd, doamna? Rămân foarte mulți în centrele universitare. Da. Foarte, da, foarte mulți. Deci este o aglomerație în București, în Cluj. Este o supra-saturație. Problema este că într-un spital, să zicem cum e spitalul din Ploiești, care nu este cea mai rea variantă pentru un tânăr absolvent, pentru un tânăr specialist, problema este aglomerația aceasta. Când termini și ești proaspăt specialist, te sperii. Nu ai... pleci dintr-un centru universitar unde într-o gardă ești cu încă 4-5 colegi și te trezești singur. Este foarte greu. Nu lucrăm cu mașini, lucrăm cu oameni. Orice gest al nostru poate să însemne ceva rău. Și atunci, care ar fi modalitatea prin care... Modalitatea ar fi echipa. Să-i atragem. Să-i atragem pe colegi. Aș putea să spun o locuință, un climat mai bun, mai blând, o mai multă înțelegere din partea pacienților cu asta nu tinerii, putem să o gestionați. Tinerii colegi, aici este foarte greu că nu depinde de mine. Și nu știm cum reacționează cei care așteaptă cu un copil în brațe. Da? Că... Așa, să vă zic, ca aparatură stăm foarte bine. Ca metode de diagnostic, totul se face jos la compartimentul de primiri urgențe. Avem analizoare care, printr-o simplă înțepătură, te pot orienta. Deci nu trebuie să mai luăm din venă. Din venă se ia doar dacă e o chestie mult mai complicată. Dar la un caz obișnuit se fac analize adică ceva multe. Condiții din punct de vedere al dotării. Condiții de lucru sunt bune. Tentația este către un loc unde e mai atât ușor de multă bătaie de cap, deci ca să unde spunem e mai românești. Ușor, deci, unde nu ești agresat, unde nu ești poate certat. Limitare, sau poate o limitare a locurilor în aceste zone ar putea să-i îndrepte pe absolvenții de facultate către spitale, acolo unde, de fapt, ai nevoie. Intri în contact vedeți, cu vedeți, dumneavoastră, medicina este o profesiune liberală. Așa nu este. Poți obliga un om să facă ceva împotriva voinței lui. De acord, da. Dacă limitezi accesul în aceste mari centre, hop, stop, avem suficient, ce ți rămâne? Poate să și lucreze, nu? Cu... V-am zis, Ploieștiul care... nu este cea mai neagră variantă. Există județe care nu au pediatru. Sper să ne ajungem într-o astfel sper de situație. Să ne ajute Dumnezeu. Așa, ușor am mai adăugat noi, ceva ca și personal. Noi încet, încet clădim o echipă bună, o echipă tânără și frumoasă. Nu trebuie să ascultați numai părțile rele, sunt și părți foarte bune. Deci putem spune că nu este cazul să ne îngrijorăm, dar că putem să avem un pic mai multă răbdare
tocmai din motivele de care am vorbit, și mai multă înțelegere față de un om care vrea să te ajute. Deci, ideea este că eu trebuie să privesc medicul ca pe o persoană care mă ajută. Nu e dușmanul meu, nu medicul a determinat starea de boală a copilului, el încearcă să o rezolve. Asta este singura mea dorință, să ne vedem cu alți ochi. Dar acum suntem, mă rog, tulburați de COVID, de război, de nenorociri. Sper să se așeze cumva lucrurile, să fim mai înțelegători unii cu alții. Mulțumesc, doamna doctor, pentru faptul că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm să discutăm și alte subiecte. Pot să vă fac o propunere? Vă rog. Dacă ați putea, dacă aveți timp și disponibilitate, să invitați câte un medic pediatru din fiecare specialitate, endocrinologie, cardiologie, să facă un pic de școala mamei, să facă un pic de sfaturi de prevenție. Da, deci da, da. Ar fi foarte bine și bine, foarte în util. În primul rând pentru cei care ne urmăresc. Da. Cu drag, oricând chiar putem să începem această colaborare de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți cu Ploiești TV. Zi bună, la revedere!